găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. Dacă tot a ajuns România gunoiul Europei, cineva ar trebui să ne învețe să valorificăm deșeurile, iar altcineva să ne lase să implementăm soluția învățată. În cadrul emisiunii Ecolog Vile Ars Verba, găzduită de Certitudinea TV, continuăm cu dezbaterea Eco Hornet și Cabala Mafioților, având alături un fost cadru militar, devenit inventator, producător de centrale termice pe bază de biomasă și de instalații de piroliză. Mulți am auzit numele sau chiar cunoaștem năzdrăvânia acestuia, care este și implementată pe aici, pe acolo. Este vorba de domnul Iulian Horneț, căruia îi spunem bună seara. Română, Daniela, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur și eu că suntem astăzi împreună în acest context. De asemenea, îi spunem bună seara și jurnalistului și poetului Miron Manega, ispravnic de concept al publicației Certitudinea. Bună seara, Miron! Bună seara, trăiască nația! Sus cu dânsa! Mi s-a atras atenția că nu sunt, când spun sus cu dânsa, nu sunt foarte convins. Da, nici eu probabil nu mai sunt convinsă. Fac explicație. Trăiască nația era salutul lui Eminescu de la Junimea. Iar răspunsul sus cu dânsa era al celor care pricepeau salutul și făceau probabil parte din societatea secretă Carpații. Era un fel de cod de recunoaștere, pentru că nu toți răspundeau la formula trăiască nația. Mulțumesc. De asta eu o folosesc mereu. Pentru că mă consider un, nu știu ce sunt, un susținător, un promotor, un propagator al doctrinei Eminescu, al gândirii antropologice, sociologice, politologice, istorice a marelui nostru gânditor, Mihai Eminescu. Aș spune să nu-i consumăm puțina energie pe care Iulian Horneț o are și pe care a fost de acord să ne o... De unde are puțină energie? Are multă. Are o întreagă tehnologie. O să ne povestească. Apropo de această, de acest început, de acest preambul. Dumneavoastră, domnule Horneț, spuneți că deșeurile pot fi repuse în economia circulară sub formă de energie termică, electrică, biocombustibil și biocarburant ca surse de energii verzi, regenerabile, inepuizabile și în bandă. Cu alte cuvinte, dumneavoastră aveți soluția, da? Ca România, așa cum spuneam, devenită gunoi Europei, să folosească aceste deșeuri în favoarea ei. Concret și pe înțelesul fără ecologizării ei și să devină un fel de al independenței energetice, nu? Până la farmacie verde a Europei, folosind chiar gunoaiele. Da. România este astăzi singura țară care poate deveni independentă energetică din propriile ei deșeuri și biomasa de care dispune și are chiar dublu energie dacă își folosește tehnologiile pe care le are. Spun că este singura țară care poate închide acest circuit al economiei circulare, pentru că putem transforma totul, atât solid cât și lichid, astăzi deșeuri și neutilizate, în energie. Așa cum spuneați în titlu, energie termică, energie electrică, frig, putem face și frig din apă caldă și din abur și din toate celelalte fluxuri termice sau să le spunem agenți termici. Este soluția care ne aduce biocombustibil, ne aduce biocarburant. Astăzi noi facem pentru Europa dăunător terenului cultura de rapiță pe care o plantăm intensiv și o chimizăm intensiv, dar așa aici am găsit până la urmă soluția să reducem această chimizare direct de la Bruxelles. O să vă spun cam într-o altă intervenție sau mai târziu care sunt legile care astăzi au îmbunătățit într-un cuiva efortul nostru ca aceste tehnologii să intre în funcțiune și să fie finanțate, că aici a fost o mare problemă. Deci România... Stați puțin, mă întrerup. Hai să o luăm de la zero, de la ABC mai bine. Asta... Ce este
tehnologia EcoHorn. Am făcut, după 7 ani de muncă, am 22 de ani dedicați doar acestor tehnologii. Am început împreună cu fratele în primii 7 ani, dar am reușit să realizăm în ardere o temperatură de peste 1200 de grade. Și la ce se referă această temperatură? Se creează fenomenul... Este un proces endoterm? E procesul endoterm, avem un piroliz. Aici este o ardere, o combustie directă, combustie care se ridică la 1200 de grade, zonă în care dispare fenomenul de formare de dioxin, furan și alți compuși cancerigeni. Este zona în care începe descompunerea apei și atunci apa se transformă în hidrogen și oxigen, deci arde și întreține arderea și ridică și mai mult temperatura în arzător. Gazele de ardere devin rarefiate sau nu pot să mai transporte particule în atmosferă pe coș, da? Nu mai au densitate gazele de ardere și atunci, pe lângă faptul că nu avem dioxine, furani și alți compuși cancerigeni în ardere, deci este cea mai curată ardere, avem zero particule emise în atmosferă. Stați puțin, e vorba de arderea peleților. Dar până la peleți, care este procesul tehnologic? Peleții sunt pasilele alea pe care le găsești la unele magazine, care provin din obținerea lor dintr-un proces endoterm de transformare a lor, nu? Nu. Peleții se obțin simplu. Fiecare familie poate să dețină o mini-presă de peleți, să-și facă peleți din toate deșeurile pe care le are în curte. Ce face tehnologia EcoHornet? Permite locuitorilor, permite deținătorilor de centrale EcoHornet să facă peleți din tot ce arde, sau mai bine zis, din tot ce a fost viu, da? Se transformă prin aceste prese în peleți. Este combustibilul pe care EcoHornet l-a creat la o astfel de temperatură și o ardere perfectă ca să ieșim din zona poluării, să ieșim din zona de încălzire globală, să ieșim din zona deșertificării. Sunt multe alte acțiuni. Aici suntem în posesia, să spunem așa, dăruirii populației o sănătate, pentru că nu mai avem deșeuri pe planetă. În afară de acea protecția ecosistemului, dăruim prin confort ieftin sănătate populației, adică are energie să doarmă în căldură și să aibă tot ce îi trebuie. Tehnologia EcoHornet produce sau nu produce și peleți? Nu, din 1973 se produc peleții pe planetă și sunt în România astăzi, cred că mai bine de 200 de producători de peleți. Nu trebuie să-i producă EcoHornet. Sunt producători în toată lumea. Sunt producători. Dar atunci, care ar fi intervenția dumneavoastră în această tehnologie? Pentru că această tehnologie ține de transformarea gunoaielor, de orice natură, în special a gunoaielor organice, în aceste pastile care se numesc peleți. Da, de aici preluăm. De aici preluăm noi prin tehnologia EcoHornet, care duce la posibila ardere, transformare, conversie a acestui peleț în energie, în toate tipurile de energie și în toate tipurile de agenți termici. Acești peleți pe care ziceți dumneavoastră că oricine își poate, chiar și în mediul casnic, pot fi produși? Da, sigur. Am multe modele în România care au în curte o presă de peleți și își fac peleți din frunze, crengi, dadida și oase, tot ce au prin curte. Bun, toate sunt combustibile. Peturile sau din sticlele astea de plastic se pot produce peleți? Da, împreună cu biomasa, pentru că aici este arderea prin la temperaturi înalte, se numește în nomenclatura europeană coincinerare, așa cum sunt permise arderea lor în aceste fabrici de ciment, în cuptoarele fabricilor de ciment, da? Care sunt obligate însă să treacă de 1100 de grade, ceea ce nu prea se întâmplă și ei totuși ard.
Acolo este zona de coincinerare, peste 1100 de grade. Noi am depășit peste 100 de grade această zonă. De aceea suntem foarte importanți în a face curățenie și a face energie din aceste deșeuri. Asta este singura tehnologie astăzi care poate face așa ceva. Să lămurim o problemă. Incineratoarele astea pe care noi le primim de la Austrie sau de la nemți, nu știu de unde, transformă de fapt gunoaiele în alte gunoaie. Transformarea gunoaielor în peleți este o altă problemă. Da. Aceste gunoaie devin peleți, iar peleții, din peleți rămâne o cenușă. Cenușa asta devine îngrășământ organic pentru terenurile agricole, dar și un produs care menține apa în sol. Acești peleți care rezultă din peturi, din sticlele de plastic, din, practic din niște componente chimice, și ele își păstrează, hai să zicem, configurația asta organică prin care pot deveni și ele aceste deșeuri, această cenușă care rezultă. Nu, plasticul nu, din urma arderii plasticului la 1200 de grade nu rezultă nicio cenușă, nu rezultă nimic. Arde tot, de-aia e plastic, e combustibil fosil. Deci plasticul nu lasă cenușă? Nu. Bun. Arderea plasticului sau transformarea... Da, stați că aici ați făcut o mică greșeală, da? Biomasa organică este cea care lasă cenușă. Am înțeles, dar am făcut această divagație sau această digresiune spre partea asta de plastic, de partea chimică, practic, a transformării deșeurilor în peleți, ca să vedem ce se întâmplă cu deșeurile de acest tip. Deci arderea prin sau arderea peleților care provin din sticlele de plastic, din chestiile de plastic în general, nu, deci ele ard în totalitate, nu lasă cenușă. Deci cenușa rămâne doar de la produsele organice. Care se numește mineral de biomasă în tehnic și este folosită în agricultură. Eu le pun la florile de pe la firmă, dar e foarte puțină. De exemplu, pe arderea este completă, rămân 2, 3 până la 6 kg de cenușă, sau pentru că avem arde complet tot ce arde și nu doar lemn, atunci noi avem siliciu, avem cuarț în cenușă pe care este selectat gata din arzător sub formă de bolovănaș și pe ei îi folosim în alte scopuri, în sticlărie, cu arțul, în electrotehnică. Adică de-aia vă spuneam că nimic nu se pierde, totul se consumă. Mai avem anumite materiale plastice în combinații, de acolo rezultă un cox, să spunem, da? Dar nu din ardere, din piroliză. El se regrupează în peleți cu biomasă și obținem din nou toată energia, le stoarcem și rămâne apoi o cenușă. Deci, eu am fost la dumneavoastră la acolo lângă Carrefour la Ciorogârla, la intrarea Ciorogârla. Deci am văzut cum funcționează tehnologia asta. Asta mă determină să vă pun niște întrebări. Deci ceea ce rezultă din arderea peleților care încălzesc tot mamutul ăla pe care îl aveți acolo, toată hala aia uriașă sau halele pe care le aveți, care produc, am înțeles, inclusiv curent electric? Deci din arderea peleților... Da, nu produc acum la mine, urmează să-mi fac și eu, pentru că se atașează la centralele Eco Hornets, care au o forță foarte mare și un debit suficient care se poate cupla cu generatoare de electrice care funcționează pe apă caldă la 95 de grade sau cu absorbere care fac apă rece din apă caldă la 95 de grade, să asigurăm iarna căldură și apă caldă, vara apă caldă, energie electrică și frig. Deci am creat aceste sisteme care pot fi montate oriunde în lume, și la Polul Nord și la Ecuator. Deci această tehnologie oferă independență energetică pe toate formele ei, și pe partea de curent electric, care la rândul lui generează
forme de consum și forme de independență, dar și pe partea de termoficare, oferim cea mai ieftină sursă de termoficare, mai ieftină decât cea mai ieftină altă sursă de termoficare care există în România și pe pământ. Exact. E excesivă afirmația? Este corectă. Este corectă. Și acum hai să o luăm. Ce face tehnologia asta Eco Hornet în privința termoficării și a independenței energetice privind termoficarea, încălzirea da. A unei oraș, a unei localități, a unui cartier? Și ce exemple avem în acest sens? Pentru că dumneavoastră, ca să fiți convingător, trebuie să oferiți expertiza. Dom'le, am făcut în locul cu tare, în locul cu tare și în locul cu tare. Ăștia pot depune mărturie. Da, de fapt, vorbește domnul Horneț, vorbește de invitatul nostru special de data trecută. Este vorba de economistul, analistul economic Adrian Izvoranu, care a amintit de cazul Mihăilești. O să vă rugăm să... Este doar un caz, sunt mai multe. Dar în cazul Mihăilești... Da, vă povestesc imediat, pentru că am astăzi în România peste 850 de martori și în alte 11 state, cred că am ajuns la 80 de exporturi. În toate domeniile... Să facem o comparație cu ceea ce nu se face în România, deși această soluție incredibilă și salvatoare pentru zona energetică a României există, se aplică, avem și expertiză și totuși toată lumea se opune, toată lumea. Mafia de care ziceam în titulatura emisiunii. Cabala mafioților. Dar până atunci să vorbim despre partea constructivă a acestei. Da. Deci avem această expertiză, această aplicare, este maturitatea acestor soluții, putem să o dovedim. Avem inclusiv cartier făcut la Buzău de 418 apartamente peste 1000 de oameni cu 1,5 MW. Am verificat, să știți, l-am întrebat pe primar dacă e adevărat și dacă funcționează și mi-a spus că da. Mai primarul are multe declarații și la DC News despre modul cum așa amortizat această investiție în 2 ani, cum prețul la producția de energie a centralelor Eco Hornet este undeva la 30% față de centralele și punctele termice care le are pe gaz. Când au fost peleții cei mai scumpi, s-a apropiat de jumătate. Da, a fost o declarație foarte faină, că știți că a fost acum un an și ceva peleții, s-a ridicat prețul, a zburat, dar acum s-a dus înapoi, e 1000 de lei, adică facem cu 30-40 de euro megawattul ușor astăzi. Prin cumpărare de pereți, nu vorbesc de fabricarea pe cont propriu a propriilor deșeuri, unde ne ducem la 12 euro pe megawatt. Deci dacă la bloc îmi fac singur pereții sau la ferma mea sau la hotelul meu, mă costă 12 euro pe megawatt. Asta este, dar aici avem în toate sectoarele, avem hoteluri, foarte multe hoteluri la care au apelat la această soluție. Puteți merge dați câteva nume. Puteți, da, hotelul Claris de la Văliu, lângă Reșița. Mergeți la cheile grădiștei fundata, acolo sus, cele 12 hoteluri unde am pus 2 MW arzătoare pe centralele de lemne al lui domnul Gârbacea. Avem sere, avem hotel și la Suceava, avem multe, sunt multe, acum sunt 850, nu știu câte să vă număr, vă dau un exemplu, două din fiecare. Avem sere făcute modern, avem cel mai performant punct termic de pe lume astăzi, cu 98% eficiență, se găsește la Dumbrava de Prahova, din un megawatt din 3 centrale, le punem modulare pentru că acolo unde cresc plante, unde cresc pui, unde este viață și este pericol de îngheț, da? Acolo trebuie să ai rezerva cu tine. Asta am făcut la aceste locații și inclusiv la Buzău, 3 centrale de câte 500 de kW. Avem sera de la Cernavodă, de la Slatina. Sunt multe, nu știu să vi le spun pe toate acum, dar avem uscătoare de cereale, avem în industria alimentară, facem pâine cu deșeurile
cu peleți din deșeuri menajere, o pâine rumenă, iese rumenă, da? E aici aproape, lângă Ploiești. Adică am făcut în toate, am demonstrat că nu avem nevoie de energia fosilă deloc și nu avem nevoie de să imagazinăm energia verde produsă de soare, vânt, pentru că avem energie în bandă și România dispune astăzi de circa 70 de milioane de tone de biomasă, 60 le adunasem eu toate, dar mai vin și astea de la deșeuri menajere, că avem voie acum să le favorificăm energetic, probabil să duce la 70 de milioane. Avem voie, dar din câte știu, pe vremea lui Băsescu a fost scoasă din biomasa din strategia de energie circulară. Cum stau lucrurile acum? Nu Băsescu a scos-o, Videanu a scos-o, dar era pe vremea lui Băsescu. În timpul lui Băsescu, sigur, da. Iată că eu fac această, să spunem așa, corvoadă la Parlamentul României. M-am dus prin PIAROM, unde sunt vicepreședinte, Patronatul Investitorilor Autohtoni, că dacă te duci ca Ecohornes, nu te primește. Dar ca PIAROM am fost și am depus amendamente și am făcut mai multe schimbări legislative. Una dintre ele este oprirea unui proiect de biogaz, era în regim de urgență, cea mai proastă soluție de a produce energie, care dacă i-ai luat certificatele verzi, care le ia degeaba, da? E mor a doua zi. Am făcut această energie din biomasă pe legea 248 în 2022, în 20 iulie a fost promulgată de președintele României. Biomasa a fost trecută de la deșeu la combustibil. Este finanțabilă. De mai mult atât, am fost la Bruxelles cu Piroliza. Am avut acolo două acțiuni care astăzi sunt în funcțiune și în România. Am introdus în strategia managementul deșeurilor la Bruxelles piroliza, adică tratarea termică și termochimică. Am reușit să o introduc cu mare scandal și cu opoziția Ministerului Mediului. Și de la noi, Ministerul Mediului de la noi. De la noi, da, da. Comisarul European a fost foarte încântat și a și băgat un an următor. Dar la noi a fost bătălie. Interzisă, nu? La noi încă nu e. Este, dar noi s-au făcut normele de aplicare. În 2016 am avut noroc cu avocatul Borza, care era șef de comisie la mediu. Și acolo cu mari greutăți, opoziția totală a Ministerului Mediului, dar am reușit să o băgăm și acum este în strategia și managementul deșeurilor. Explicați-vă, rog, această opoziție. Poftiți? Explicați, vă rog, această opoziție a Ministerului Mediului de la noi. Vă explic, da. S-a avirat comisia de trecere a acestui proiect de management al deșeurilor și Ministerul Mediului venise cu aceeași placă, cu incinerarea care era de fapt oprită de Uniunea Europeană, decât în cazuri speciale, cu tratarea mecanobiologică care consumăm bani și energie să scoatem din deșeu, cu compostul și cred că cam atât erau, da? Și în momentul în care mi-a venit timpul să susțin această introducere a acestui tratament termic al deșeurilor solide și lichide, da? Ministerul Mediului s-a ridicat doamna directoare de la Mediu în picioare, domnul președinte, avem destule, că nu trebuie. Spuneți numele, vă rog. Da, uite-te pe internet. Da, nu mai știu numele directoarei, dar era de față secretar de stat Niculăiescu, cred, un secretar de stat tineret, Niculăiescu. Când da? Se întâmplă asta? Când se întâmplă asta? În 2016. Și la momentul ăla, da, m-am enervat așa de tare încât l-am întrebat-o pe doamna directoare. Doamna directoare, știți ce e a tratare termică și termochimică? Știți ce e a descompunere endotermă? Unde... Nu, domn Hormez, dar avem destule. Domn președinte, avem destule. Doamna directoare, dacă nu știți, stai dracu jos. Da? Cam așa s-a încheiat discuția, dar la care domnul Borza... Întrebați-vă domnul Borza, dacă vreți. Zice, domnul Hormez, stați un pic, că eu totuși sunt președintele acestei comisii. Adică nu-i fac eu ordine în ședință. Și a zis, uite, eu ca și președinte... am dreptul să bag una din cele două pe care le susțineți dumneavoastră. Pe care o vreți? Zic, termică sau termochimică? Termochimică, domnul Borza. Și a băgat-o domnul Borza și nu doar atât. După ce s-a terminat ședința și am ieșit pe
terasa aia acolo, trece domnul Borza pe lângă mine, zice, domnul Hornez, vedeți că vi le-am băgat pe amândouă. Ah. Și s-a rezolvat problema și acum se află în legea în management de anul trecut, prin legea, deci ultima ispravă, să zic așa, cu o bătălie mare în Parlament din nou pe mediu, s-a reușit trecerea biomasei din deșeu menajer sau utilizarea energetică, valorificarea energetică a deșeurilor. Este pentru prima dată în România așa ceva și colectarea voluntară, platforme de colectare voluntară, le duci acolo, le faci sortarea, le bagi, le faci peleți și ai scăpat de deșeu, nu mai duci nimic la groapă. Este o mare victorie și acum este în proces de finanțare aceste platforme, se finanțează acum, chiar dacă sunt primar să-și facă treaba. OAT-urile au voie și RSI-urile, nu știu cum se cheamă, alte organizații, să facă aceste platforme de colectare voluntară. Este soluția prin care România poate scăpa de toate infringimentele pe care le are astăzi pe deșeuri în special. Le are mai multe România, că nu, nicăieri nu-și face. Spuneți-vă rog, cât plătește România lunar sau zilnic pentru poluarea? Toate sunt secrete. Ce știu eu, că pentru neîndeplinirea procentului de sortare este 200.000 de euro pe zi. Plus amenzi de 1.000.000 și nu știu cât pentru. Sunt mai multe acolo, toate sunt ca și la hrană. Știți că cantitatea de hrană care se află în rezervele de stat pentru salvarea populației române este secretă? Nu știu, nu? E la secret. Din câte știu, nu prea mai avem rezerve. Păi ideea e la secret. Rezervele au fost folosite în războaie și în alte. Da, și am fost de două ori la guvern, acolo la cabinetul premierului, am fost la Ministerul Agriculturii și a zis e la secret, da? La care cel care reprezintă agricultura zice, păi ce urmează, îl întreb eu, zice, canibalizarea, da? Și s-a dat din cap, că da, adică dacă nu, dacă ați trecut la secret, zic, această cantitate de hrană, ca să știu, mai trăim o săptămână, mai trăim două, cum ne pregătim, dacă nu pregătim noi populație, de aici am plecat și cu ideea de a face independente aceste cooperative. Și dacă facem 400 de cooperative, și hai să termin, vă spuneam că atât timp cât ați trecut-o la secret, pentru mine înseamnă că depozitele sunt goale. Și cam așa a dat din cap consilierii domnului premier. Da? Deci nu mai avem. Și am luat această decizie de a face, am pus la prima cooperativă care era deja făcută de către Dan Ivașcu și concepută, din câte știu eu, foarte bine împreună cu domnul Izvoranu, deci e o concepție a lor. Astăzi este în funcțiune, eu am venit și am adăugat energia termică, folosea totul pe electric, i-am redus cheltuielile pe fiecare megawatt cu 100 de euro și își face astăzi treaba, își face procesarea laptelui, brânză, tot ce are acolo, le face cu apă caldă la 90 de grade. Face încălzirea la toată ferma. Adică asta trebuie să facem noi cu propriile noastre deșeuri, să ni le peletizăm, să ne facem energie. Și trebuie românii să înțeleagă că doar ei pot să facă, nu poate să-i ajute nimeni și nu vrea nimeni să ne ajute, dar noi cu banii noștri, așa cum se știe, poporul român este în posesia 40 de miliarde de euro, nu ne trebuie niciun sfert din banii ăștia, să facem 400, câte 10 astfel de cooperative de procesare pe fiecare județ, să avem cu ce să-i hrănim pe orășenii din județ. Noi la țară ne mai descurcăm cu un ou, cu un pui, cu nu știu ce, dar foametea va crea, nici nu vreau să-mi amintesc, canibalizare. Imaginați-vă că Bucureștiul sau orice alt oraș, Târgoviște, nu mai are hrană, nu mai găsește nimic în magazine. Când or pleca în județ după hrană ca termitele, imaginați-vă ce se întâmplă și ce mă protejez, îmi fac eu, crama mea, îmi fac eu. Nu este suficient. Trebuie să ne salvăm toți. Dar putem, avem posibilitate, avem cu ce, avem terenuri, ne bucurăm încă de civilizația rurală, aceste terenuri le avea calculate domnul Izvoranu la vreo 4.000 milioane de hectare, care sunt încă nechimizate, dar avem și soluția pentru
a salva terenul românesc cu acest biochar. Vă spuneam că am băgat, am fost la... N-am reușit să termin partea cu vizita la Bruxelles. Ascultem, ce este biocharul? Că nu n-ați apucat să explicați în emisiune. Acum vă explic, pentru că din piroliză și gazeificarea joasă, la temperaturi joase, 180 de grade până în 300 de grade și mai sus, dar cel mai consistent în ceea ce trebuie solul, adică ce a extras solul trebuie să-i dăm înapoi, se face la 180 de grade. Eu le-am dus la 300 de grade la Comisia Europeană, adică am fost acolo și am pus, să zicem așa, la treabă. Au dat drumul în 2016 s-a întâmplat, a dat drumul la cercetarea biocearului la 26 de institute din fiecare institut din Europa. Ce este biocearul? Ce este biocearul? Biocearul este este un cărbune activ vegetal obținut la temperaturi ridicate din biomasă, din paie, din cocen, din porumb, din orice, din tot ce arde, din lemn, putem obține acest biochar. Adică cărbunele de grătar pe care îl folosim noi este biochar. Cărbunele care facem noi friptura, cu care facem noi grătar. Mici. Este făcut și el acum în mod automat, da, la temperatură de circa 300 de, nici 300 de grade, 250 de grade, cred, da? Și îl putem folosi ca și ameliorator și fertilizator de sol. Cel mai bun însă este cel care îl facem din produsele agricole, din deșeurile agricole, pentru că ele sunt cele care absorb din sol nutrienți, da? Azot, fosfor, potasiu, da? La 180 de grade îl menținem în acest, carbonizăm aceste paie și le dăm, ducem înapoi în sol, care se transformă și într-un burete de reține apa, sechestrăm carbonul în sol. Sunt foarte multe avantaje, dar ca pentru curiozitatea dumneavoastră, citiți Terra Preta de Indio sau pe românește Pământul Negru al Indienilor, de 2000 de ani acolo se cultivă pe acest tip de sol, care cred eu că prin trăsnetele la pădurea amazoniană și arderea ei și oprirea, mognirea, ardere, s-a format acest biochar pe care de lene nu l-au mai curățat terenul și l-au săpat cu totul. De lene. Vă referiți la indienii incrași. Indienii precolumbieni. Da, indienii precolumbieni la 2500 de ani. Da. Foloseau această tehnologie pe care noi... Din știință, din prostie sau din lene. Ce e cert este că pe 18 mai 1950 a fost primul atestat că acest pământ, sol cu biocear, a fost fabricat de om. Pe 18 mai s-a întâmplat, am citit acest articol, da? A fost chiar de ziua mea de naștere. Am divulgat vârsta. Da? Mai un pic. Ion Pielor Manega sau Daniela Gâcu sau Corvin Lupu, să zicem, sau Adrian Izvoran. Vrem să ne facem o centrală din asta cu peleți. Exact, întrebarea mea e cum e mai eficient sau mai economic, dacă vreți, implementată la nivel de apartament, de bloc, de stradă, no, de oraș? Da, eu le fabric de la cea mai mică, are 25 de kilowatts. 25 de kilowatts ce înseamnă? Pentru câte apartamente? Ea încălzește până la 250 de metri pătrați. Adică 5 apartamente de 50 de metri pătrați. Deci sau un apartament rezidențial. Sau o vilă. Când sau... acoperă, îi mai, da, trebuie o centrală. Ce trebuie să știți dumneavoastră și telespectatorii, că am 84 de modele de echipamente. Pot să vă dau orice cereți, adică nu pot să vă refuz. Și pe lângă faptul, numai că vă dau centrale, vă dau și pe apă, și pe apă spreîncălzită, și pe aer spreîncălzit, pe abur, pe ulei de termic, radiații termice, vă dau gaz de piroliză, ulei de piroliză. Bun. Adică se poate și la un singur apartament? Nu se poate. Ori la ce minim 10 apartamente pe scară. Adică de la minim o anumită suprafață. Da, păi eu nu fac... Tocmai a spus, cea mai mică acoperă... Acoperă cel puțin 5 apartamente. Dar eu nu fac doar o centrală. Centrala mea este cameră tehnică completă. Centrala este și pufăr, este și boiler,
o încălzim și de la soare, avem serpentină, ne-ai puneți 2 metri de panouri solare și vara nu vă mai costă nimic, dar nu vă pun panoul, da? Că n-am cățărători, n-am, dar vi-l pun băieții, dar o putem încălzi de la soare. Aveți 2 circuite montate, gata, adică cu pompe, cu tot, cu termostate, unul în sufragerie, unul în dormitoare sus, adică aveți eficientizarea totală, aveți digitalizarea totală, o conduceți de unde vreți. Avem cutii negre, dacă greșiți acolo știm când ați greșit și la ce secundă. Deci, prin telecomandă puteți coordona funcționarea centralei dacă ești plecat în Australia, de exemplu. Sigur, pe telefon. Prin telefon. Există o aplicație. Da, sunt acum simple, nu mai e o problemă. Centrăm la arde peleții. Peleții ăștia produc cenușă. La cât timp trebuie curățată cenușa asta? Pentru casă am reglat alimentarea peleților și scoaterea cenușii cam la o săptămână. Când faci curat în casă, faci și centrala. Da, dar cenușa nu se aruncă, cenușa se folosește în agricultură sau în grădină. Da, și la Mihăilești cenușa o folosim în sere. Mihăilești are și 2 sere. Are acum acolo producție de ceapă, de roșii, să vedeți ce frumusețe. Acolo că a avut căldură, a cultivat de vreme. Asta e hrana pentru populație și trebuie să o facem. Eu am gândit că acolo la Mihăilești am 26 de investitori. Ei sunt proprietari acestui punct termic, nu eu. Ei sunt, eu le fac doar proiectul de funcționare, le fac tehnologia de funcționare, de exploatare, totul de la A la Z. Dacă vreți un fel de McDonald's, da? Un fel de franciză. N-ai voie să iei decât de acolo, n-ai voie să te duci decât acolo, n-ai voie să depășești prețul ăsta, n-ai voie să depășești tot. Toată marfa de aici, după ce se procesează, merge în depozitul de distribuție și pleacă în magazinele proprii. N-avem intermediari. Adică Ivașcu ia astăzi ouă de la găină, da, cu, sau laptele cu 3 lei și 20, cred, da, și îl vinde cu 7 lei. Ăștia la alții le ia cu 1 lei 80 și îl vinde cu 9. Da? Asta e diferența. Vreau să fac un echilibru între investitor, care este cetățeanul român, da? Cel care a pus banii, între producător, procesator și cumpărător. Așa putem ridica nivelul de trai al populației și crește clasa de mijloc. Pentru că toți câștigă bine, da? Și nu moare nimeni de foame. Asta trebuie să facem. Trebuie să ignorăm total mafia. A, și pe aia din energie și pe aia... Ajungem și la mafie. Spuneți-mi, asta cum îi zice, producerea, sau, da, producerea acestei forme de energie, raportată la, de energie termică, raportată la celelalte forme de energie, care este raportul de profitabilitate, să zicem, de eficiență, comparativ. Cât costă, hai să zicem, încălzirea prin tehnologia Eco Hornet raportat la celelalte forme de termoficare, respectiv cele mai ieftine. Adică tot pe peleți sau pe alți combustibili? Alți combustibili. Față de cea mai ieftină altă formă de energie. Utilizarea peleților este cea mai ieftină și dacă ne referim la pompe de căldură care au același preț sau mai mare decât al nostru și dacă ne referim la gaz și aici va fi drastic toate. Energia se preconizează pentru că este declanșată criza energetică, se vor duce prețurile până acolo încât nu o să mai putem plăti, ne lasă să murim de frig, așa cum ne lasă acum fără medicamente, de s-au dus prețurile de 7 ori. S-au scos medicamentele de bază, dar este tragic ce urmează. Ne spune, nu trebuie să vă spun eu, ne-a spus conferința de la Davos. Da? Urmează 4 crize profunde. Sănătate, energie, financiară și alimentară. Dacă nu ne pregătim, noi avem noroc, noi românii, da? Dacă ne apucăm repede de treabă să ne facem, în principal, hrană, că o facem și cu energie ieftină, ne facem sănătate pentru că ne facem curat și avem confort și să punem în sol biocearul, să facem fertilizarea naturală, să avem hrană sănătoasă. Nu trebuie, eu
văd orice localitate din România astăzi, da, cu produse românești pe tarabă. Nu produse făcute industrial, produse controlate, așa că acolo la Mihăilești există control la produse, nu pleacă pe piață dacă vin cu chimicale, au și doctor acolo, sanitarul, cum îi zice ăsta, agricol, da? Deci toate sunt puse la punct, este un model de bună practică, are și restaurant gastronomic, putem merge acolo să servim masa, să comandăm, să stăm cu copiii, are teren de joacă. Sunt multe condiții și face și un han de specializare a viitorilor fermieri care vor coordona aceste cooperative. Graba nu strică treaba de data asta, dar trebuie să o facem cât putem noi de repede. Deci, dacă vorbim de eficiență, astăzi nu există echipamente mai eficiente pe planetă. Noi am ajuns la 98, am 99,27 la tubul radiant, unde dau 3 surse de căldură dintr-un singur arzător, și aer cald, și apă, și radiații termice. Și știm că avem cea mai bună eficiență, pentru că la licitațiile la care am participat, unde s-a cerut 90% eficiență, nu s-a înscris nicio firmă, doar ne-am scris singuri. Și nu ni s-a atribuit licitația, deși am câștigat-o de 3 ori la rând. Pentru că... Există o întrebare, vă întrerup foarte, foarte scurt. Ați amintit de centrala care produce 22 de kW? 25, dar ce preț? 25 de kW, punctul termic sau centrala termică, eu nu, v-am spus, nu fac doar o centrală, e un punct termic complet, se duce cu TVA, okay, cu montaj, cu la 11.000 de euro. Deci are și TVA-ul și toate celelalte, adică centrală, puffer, boiler, se întâmplă pe care două circuite, totul, totul. Uh-huh. Și dacă iau o centrală de 6.000 de euro și am modelul acel lângă mine, dacă și le pune la centrală tot ce am pus eu, depășește prețul meu. Dar aici că am luat o centrală mai ieftină, numai cu 6.500 de euro, da? Și când face socoteala la sfârșit, a trecut de 12.000 cu totul, cu montaj, transport și tot ce trebuie să pună ca să funcționeze, să fie controlată, și își dă seama după aia că funcționează doar cu peleți albi, cu peleți de lemn. Da? Eu am, de exemplu, aici lângă Băldana, într-o localitate, două centrale de 35 de kW la case de 300 de metri pătrați. Aceste centrale n-au depășit în nicio iarnă 4 tone de peleți pe an, căldură și apă caldă, că dau și apă caldă, ca în serpentină. Toate celelalte, adică am declarațiile, da? Toate celelalte, eu sătuc mai bogat așa, au centrale de toate tipurile. Cel mai mic consum este 7, cel mai mare 11 tone pe iarnă fără apă caldă. Adică asta e diferența între Eco Hornets și celelalte centrale, chiar dacă nu m-ați întrebat, domnul Miron, da? Am și 3 tone. Uite, una montată anul trecut la Botoșani, dar a fost și o iarnă blândă, 3 tone, tot de 35 de kW, tot 350 de metri pătrați. Am la 400 de metri pătrați pe 35 de kW, tot așa, n-a trecut 4 tone la Reșița. Este astăzi consilier, a fost, adică e consilier la Ministerul Mediului, la Ministerul Economiei. Adică sunt consumurile foarte scăzute, pentru că eficiența e foarte mare, arderea este totală. De aici se rezultă, pentru că eu am proiectat toate centralele astea, 84 de modele, de la zero. N-am putut potrivi. Deci ne ducem acum pe centralele lor, dar funcționăm undeva la relanti, altfel scoatem, dar funcționăm în mod continuu. Îi mărim eficiența cazanelor pe lemne, le transformăm în cazane ecologice, așa cum am transformat și stațiunea Cheile Grădiștei fundată. Avem 2 MW puși acolo și la sală, și la hoteluri, și la, are sală de sport. Cât de zgomotoase sunt? Am montate și în living, în sufragerie. Prin urmare sunt silențioase? Da. Nu se aude nimic. Când curg peleții, atunci prima dată la alimentare, așa cu bobițele alea acolo pe grătar, se aud un pic și formă mai dă câte o mânuță, așa, câteva boabe din când în când.
Așa, o altă întrebare. O altă întrebare legată de cărbuni. Se închid minele, știți. Să dacă nu s-au închis. Dacă pentru că poluează. Dumneavoastră, prin tehnologia EcoHornet, aveți soluție pentru a face să funcționeze minele în continuare și ca acești cărbuni pe care noi exploatăm sau îi putem exploata din minele noastre să nu mai polueze. Care este soluția prin tehnologia EcoHornet? Da, soluția este creată mai de mult, de când eram ministru Virgil Popescu și de mult, da, de vreo 4 ani, când trebuia să ne-a promis el că ne face și ne dă termocentrala de la Motru ca și model, dar ne-a mințit, de două ori ne-a mințit, da? Pentru că el face parte din cabală, da? Eu am creat acest combustibil, este la vedere, îl am aici creat, este acea torefiere, se numește operațiunea, se trece prin piroliză sau torefracție, mai zice, da? Se trece prin piroliză la 300 de grade, 55% biomasă, 25% nămol de epurare și deșeu menajer și 20% cărbune și la 300 de grade obținem un combustibil care are amprentă de carbon zero, are 5,2 la 5,5 MW pe ton, adică de două ori și ceva mai mult decât lignitul și pot funcționa echipamentele, toate termocentralele, fără să facă absolut nicio modificare decât pe banda aia de alimentare. Nu mai merge cărbunele fosil, merge acest produs nou, Hornet, am zis eu. Am fost cu el la toți miniștrii și de la energie și de la agricultură. Eu i-am colindat pe toți, mai puțin pe cei care au venit acum ultimii de la mediu. N-am mai fost. La agricultură am fost și a rămas că vine să-mi fac o vizită. N-am mai venit. Un dezinteres total din partea lor, dar ei nu ei conduc România, asta trebuie să se leagă românii. Ei sunt parte a guvernelor globaliste instalate astăzi în Europa, în America, foarte multe, care urmează un traseu doar execută. Și cu asta am ajuns la cabala mafioților. Mafia gunoaielor. Hai să o luăm de la început. Ce-i cu mafia asta a gunoaielor? Și ce urmărește ea și din ce câștigă? Da. Când ai din bugetul de stat și din care sau bugetul ăla de mediu, da? Când ai erau 12 miliarde acum vreo 6 sau 7 ani, acum cred că s-a trecut de 14 miliarde ca să primi gunoiul prin România. Sigur că nu-ți arde să pierzi aceste profituri. Și acolo s-a format o mafie, dă foc la gropi să facă loc, să dau foc să mai fac loc, pentru că dacă depășește înălțimea, nu știu, 7 metri cât are, nu mai are voie să pună, și atunci le dă foc, se duce 2 metri mai jos prin ardere și mai pun încă 2 ani acolo peste ea, pentru că este foarte rentabil pentru cei care gestionează deșeurile. Eu am vorbit cu foarte mulți, au venit la mine aici, știu acum și cine conduce sau nu cine conduce, cine face parte din mafie, din mafia gunoiului, că au venit aici grupuri în frunte cu secretarul județean, cum se zice, președintele Consiliului Județean, cel care pe justiție, cel cu primarul, cel cu gunoiul și cu groparul, să ia piroliză că le băgase Madame Gavrilescu 80 de lei, le-a sporit taxa pe groapă în 2017. Și a plătit 6 luni, au venit la mine aici aproape, cred că mai bine de jumătate din județe, să le fac piroliză, să tragă de preț, să le fac ca să poată să scape de taxa asta, adică să nu mai ducă la groapă. Până la 1 iulie, când am sunat primul contractant care trebuia să facă prima comandă și a cerut scuze că nu m-a anunțat că nu se mai încheie contractul, deci ajunsesem departe, adică este gata, să dea avansul, da? Că nu se mai încheie contractul, că am reușit să scoatem taxa pe groapă. Și eu îl întreb pe președintele Consiliului Județean, domn președinte, dumneavoastră știți ce vorbiți? Adică dumneavoastră vă luptați să scoateți taxa pe groapă sau să scăpați de gropele de gunoi? Mi-a închis telefonul, de atunci n-am mai răspuns. Adică mafia de asta se ocupă, da? Și Ministerul Mediului este supus acestei mafii. Nu mișcă în front Ministerul Mediului.
Asta cu pe mediu. Deci plimbarea biomasei din deșeul menajer prin România este un mare, mare, o mare afacere pentru cei care colectează și, zic ei, procesează deșeurile. Trecem la următoarea mafie? Da, trecem la următoarea mafie, spuneți-o. Mafia în energie. Mafia în energie. Asta pleacă de la Bruxelles. La ai noștri doar se supun și am făcut mai multe probe. Am reușit să bag, deci, această biomasă să o fac combustibil. Da? Am fost la Comisia din Senat de energie, comisie care, după scandalul din comisie, că știți, acolo nu poți să stai cu minte, fiecare scoate câte o vrăbiuță pe gât, trebuie să-i rup gâtul, că așa le rămâne valabilă și zboară. Da? Era și reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene, da? Și a întrebat-o cineva, dar de ce totuși nu vreți să finanțați și biomasă? Ce, cu excepția biomasei, toate legile așa se dădeau, cu excepția biomasei, așa am moștenit-o. Și m-am ridicat și eu, dar de ce te crezi că te plătesc să stai acolo? Să faci copy-paste toată viața ta? În fine, cel care conducea ședința și era șeful comisiei, domnul Antal, zice, Horneț, să rămâneți, vă rog, aș vrea să discutăm că mai am un proiect de rezolvat. Și am rămas în birou să mă convingă că să lăsăm de data asta să treacă și această decizie, da, energetică, această lege, dar și la următoarea băgăm și biomasa. Și am zis, îmi pare rău, domnul Antal, fac ce credeți dumneavoastră că e mai rău pentru dumneavoastră ca să treacă această lege. Și într-adevăr a băgat-o. Aici era vorba despre 600 și ceva de milioane care le programase Popescu și cu altul, cu amicul lui, nu mai știu cum îl cheamă acum, să pună fotovoltaicele alea pe Oltenia. Da? Și avea nevoie de toți banii, fără biomasă, de a trece acolo fără biomasă. Și cum ne-a păcălit din nou? Pe data de 17 iulie 2022 președintele a făcut promulgarea. Pe data de 18 senatorii și cu guvernul și cu Popescu așa au făcut împreună cu Ciucă o ordonanță de ea de guvern, da? Pe data de 16-17 așa, pe 18 sau pe 19 au publicat-o, deci înaintea legii, și pe 20 au publicat legea, abia a doua zi. Adică au ținut legea nepublicată 3 zile ca să poată să-și facă, să-și ia ciubucurile pe această 600 de milioane de euro doar pentru fotovoltaice. Acum a venit alt ministru, care nu e departe de ceilalți, domnul Burduja. A fost de două ori la el. Da? Același lucru, ia bani cu împrumut, îi dă la Ministerul Agriculturii o 500 de milioane de euro. Adică să vedeți cum lucrează, că aici e mafie, 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 da? 500 de milioane de euro îi dă Ministerul Agriculturii să pună panouri fotovoltaice la ferme. Adică, nu știu, pe saivan, pe tractor, de 500 de milioane. Da? Și eu le transmit, uite, cu banii ăștia vă fac 2500 de ferme independente energetic cu 500 de kilowați termici, deci 2500 de ferme. Vă fac 666 de ferme și le dau energie termică, tot 500, 50 de kilowați electrici, să-și facă oamenii să-și facă irigații, să facă ce vrea cu ei și frig, să pună aer în serie încă 350 de kilowați, frig. Deci 166 de ferme. Sau vă fac 200 de ferme model, unde aveți panouri solare, panouri fotovoltaice, aveți 1 megawatt energie termică, aveți deci 100 de kilowatts electric, plus 100 de kilowatts panouri fotovoltaice, plus instalație de piroliză cu care salvăm în fiecare an 90 de hectare, deci cu una de aia mică de 100 de kilowatts anexată. Vă fac 200 de ferme ce n-are lumea. Da? Nu există pe planetă o independență totală energetică din paie, da? Sunt niște proiecte unice. La proiectul care l-am avut eu cu Elveția, unde trebuia să construim fabrica aia cu 300 de milioane,
din mai, eu am semnat în mai la Zurich, la Zug, sau nu știu cum se numea localitatea, lângă Zurich, contractul. Am plecat în America. Dimineață, când m-am trezit, vine fiimea, zice: uite, tată, ce scrie de tine, ești 3 ziare, 24 news, 26, ce scrie despre proiectul vostru elvețian. Da? Ca până în august, când am avut întâlnirea cu ei, zice: domnul Horneț, avem 8.000 de comenzi pe proiectul ăsta care vă spun eu acum, care produce, poate fi montat și la Ecuator și la Polul Nord, adică în orice zonă, pentru că produce exact ce avem nevoie în zona respectivă, adică produce continuu. Iar a facem imagazinarea de energie electrică, încălzim cu ea apa, nu trebuie să dau la nimeni nimic, nu trebuie să opresc nimic, funcționează continuu, este energie în bandă, de asta are nevoie lumea. Da? Panourile fotovoltaice, până a venit praful pe ele, încep să le speli toată ziua. Da. Bun, deci, cu energia, asta e cu energia. Și acum și mai știi, deși am scris din nou, iese domnul ministru Burduja cu vreo săptămână înainte de a lansa un nou proiect de vreo 800 și ceva, 812 milioane, cred, 812 milioane sau ceva pe acolo. Iese, zice, am reușit să scoatem taxa pe soare, pentru că nu mai vrea nimeni să mai ia panourile solare și ei au sarcină să le vândă, că depozitele germane sunt pline. Ăștia au luat ca necații, doar că vândă în toată Europa. Și uite, și-a reprogramat banii. Acum noi luăm cu împrumut, deci aia de la agricultură împrumutați. Și îl întreb pe secretarul de stat: dar de ce ați luat cu împrumut banii ăsta? Nu, ce, așa ne-au venit. Ni s-au fost repartizați de la Ministerul Energiei. 500 de milioane împrumutați. Păi nu vedeți că fermierii nu vor să ia? Eu pe toți care am întrebat, dar nu mă interesează panourile lor. Da? Ce se întâmplă cu banii ăștia împrumutați? Unde merg? Nu știm. Nu vom ști niciodată. Acum sunt încă 800. Da, zice, cu tantam că a scos taxa pe... Parcă am băgat eu taxa pe soare și el... Nu tot el a băgat-o, a venit și a scos-o ca să încurajeze din nou pe proști, da, să-și pună panouri voltaice, că va reveni după alegeri și taxa pe soare înapoi, că este obligatorie, e dată de cabala mondială. Deci nu se joacă, ca să încurajeze din nou pe români. Da, eu le spun la români să-și pună energia pe propria biomasă și propriile deșeuri, da? Asta e cea mai sănătoasă și pentru populație și pentru copiii lor și pentru bunici. Este energia în bandă, o avem când vrea mușchii noștri, facem câtă vrem și cum vrem, da? Asta este soluția pentru o țară care are vegetație. Și nu vorneți. Așa, spune Daniela. Mă gândeam să spun câteva cuvinte, ținând seama că ești președinte de o formațiune politică și suntem în an electoral. Ce șanse are Partidul Românilor de Pretutindeni? Ce faceți cu el? Nu mai știu mare lucru. Da, eu am și nu retractez niciodată și pentru nimic în lume forma de organizare pentru alegeri, adică acel sfat al bătrânilor, cu lista candidaților. Nu s-a ajuns la procesul pe care îl vroiam eu, că eu am în minte ori merg și dăm jos, ori îmi văd de treabă, că nu pot să mă duc să stau cu 7% în Parlamentul României. Am experiența ăstora de la AUR, că și așa m-am încurcat și pe mine într-un proiect, pentru că ei au votat tot timpul împotrivă, că e opoziție. Dacă e opoziție, îți voteze împotrivă. Nu citește nimic, dar e împotrivă. Da? Pentru că n-au capacitate, n-au capabilitate, n-au oameni care să poată să le asigure măcar un minim de conștiință, de cunoștințe în acest domeniu. Da? Deci în condițiile astea, pe aceste alegeri europarlamentare și locale nu avem cum să participăm. Mai am speranțe pentru parlamentare, că acolo este bătălia, acolo trebuie schimbat totul. Dacă românii se trezesc, și trebuie să se trezească, dacă nu vor să-și piardă această grădină a Maicii Domnului, dar mă bate gândul, da? Pentru că uite, mai sunt câteva șanse, am văzut ce bătălie murdară se află la primăria Bucureștiului, da? Mă bate gândul să mă scriu așa pe ultima sută, să provoc o surpriză,
pentru că bucureștenii merită și căldură, merită și apă caldă, merită și ferme în jurul Bucureștiului să le asigure hrană sănătoasă, merită o circulație în București, o fluidizare care nu știe nimeni să o facă. Eu am făcut-o din 90 și am prezentat-o, nu știu cine era, Crin Halaicu a fost primul primar? Crin Halaicu, nu știu cum a fost Lis. Da, lui Crin Halaicu am fost la primărie acolo la București, le-am prezentat tot. Ei puneau semafoare unul după altul pe toate străduțele. Era o companie care punea semafoare în fiecare zi. Tot vreo 3 ani numai semafoare au fost acolo, au furat banii. Ei au, toți primarii care au fost până acum, au acele 3 categorii de lucrări pe care panseluțe, bordurele și cu asfaltări, care au făcut niște prețuri umflate. Știu cât iau de acolo parandărăt, da? Și pe alea merg. Restul n-au nimic, de-aia se duc la primărie, că nu fac. A făcut acum niște poduri frumoase, ăsta de la 3, de la 4 a făcut un pod. Dar se poate fluidiza circulația ușor în București, da? Ca și în alte mari metropole. Pe ce ar fi să aducem mașinile din New York sau ce circulație e acolo, da? Și acolo se circulă foarte bine. Am studiat în New York, cum am plimbat cu taxiul pe New York foarte mult. Da? Și la ei mai se pot face îmbunătățiri acolo la traversare, că peste râuri, dar deocamdată se circulă bine, nu se întâmplă ca la Istanbul să stai 6 ore să treci podul peste Bosfor, da? Acum l-a făcut pe cel nou și s-a ameliorat și acolo circulația. Deci bucureștenii merită o soartă mai bună, bucureștenii merită o asistență medicală suficientă și trebuie să înfruntăm crizele. Dacă niciun primar nu l-am auzit că vin crizele și că trebuie să facă ceva. Da? Acum, să mă ierte Dumnezeu, dar circari la primărie au mai fost. Da. Și dacă veți candida, nu știu dacă se mai poate acum, că trebuia să fiți trecut pe listă, nu știu, nu cunosc mecanismul. Nu, eu candez independent. Nu. Ca independent. Sigur că da. Vă trebuie semnături, multe chiar. O să dau mâine pe Facebook, pe tot, o să trimit listele de semnături, da? Și dacă bucureștenii vor primar, să apucă și fiecare ia de la vecin câte 10. Dar dacă vreun partid ar vrea să vă susțină, dar vă pretinde să fiți pe listele lui, ați accepta? Dacă vor să susțină, să mă susțină. Și nu partidul, eu nu vreau să mă susțină partidele, vreau să mă susțină cetățenii. Partidele sunt cu pretenții, partidele sunt cu nu știu ce, vrea funcții, vrea nu știu ce să mă susține. Nu mă interesează, eu sunt al bucureștenilor și atât, dacă vor. Deci dacă vor, acceptați doar dacă, independent fiind, să vă susțină, cine vrea să vă susțină? Cine vrea să mă susțină, să mă susțină. Dacă n-au alte variante și crede că eu sunt un primar bun, pentru că am la activ foarte multă experiență, la 21 de ani aveam 352 de subordonați, la 23 de ani aveam 6 unități militare la divizia Tura Grescului Subordine, care răspundeam de tot armamentul, apoi 8 ani de zile... Dumneavoastră ați inventat și tunul ăla, Mizdrache, sau cum se numește? Da, am multe la activ, am omologat și tunuri aeriene și tankuri. Tunul ăsta, un minut, dacă se poate. Ce-i cu tunul ăla? Cu Mizdrache, da, eu l-am prins... Dumneavoastră sunteți ofițer, de fapt, inginer ofițer, nu? Da, l-am prins în omologare, da? Începuse omologarea, i-am făcut toate tipurile de omologări și vă dau așa câteva secvențe până pădurile alea forestiere, până drumuri forestiere, după la Voinești aici. Era lung, care treabă de 100 și când luam virajele pe pădure rădeam toți pomii. Dar eram în retragere, fugea inamicul după mine. Și în ultima zi, după ce am făcut toate probele de tragere, în ultima zi, în poligonul de la Jegălia, aveam... Mai aveam câțiva 10-15 km, se venea seara și se târau ăia cu 25-30 de ore. Acolo era un câmp plin de obuze trase, știți? Și m-am urcat la volan, aveam un 6x6 de ăla și dăi și la un moment dat mă trezesc cu roata tunului în fața mașinii. Depășise mașina. L-am târât acolo, vine a doua zi, generalul Popescu era la șeful artilieriei române. Corneț, o să plătești tunul ăsta tot, da? Da, cine, Mihai Popescu era? Da, sigur, da. Venise cu comisie, dar ăla trebuia să prezinte actele, nu știu când, la vreo 3 zile, lui Ceaușescu, că s-a terminat omologarea și eu am rupt roata. Înțelegeți? Da. Și până la urmă a fost o discuție, mi-a permis până la urmă, ce te mai vrea să și mai cere și voi, nu știu, eram, da. Zic că domnule general,
Eu nu pot să accept ca să respect caietul ăsta de sarcini să mă retrag cu 30 de km la oră. Așa scria în caietul de sarcini, în teren accidentat. Zic, dacă dumneavoastră mă convingeți că aveți puterea să dați ordine inamicului să vină după mine cu 29 de km ca să nu mă prindă, sunt de acord. Oricum îl plătesc, nu asta e problema, dar vreau să vă spun asta. Iar bunicul meu l-a aruncat pe țeava tunului cu cai în primul război mondial și caia l-au dus cu peste 30 de km la oră. Și eu cu un DAC 6x6, un modern al armatei române, n-am voie să mă retrag din fața inamicului, să schimb poziția, să trag, că m-a prins inamicul din urmă. Da? Și până la urmă zice, domnule, are dreptate, zice. Ia schimbați, mă, norma aia. Și când s-a luat unul la control, s-a ajuns la concluzia că un material din care era făcută axa a fost băgat la tratament termic și nu era necesar. Nu era obligatoriu, nu era să-l bage, pentru că el era din fabricație, avea și duritatea și elasticitatea corespunzătoare. Dar l-a băgat împreună cu osile și l-au stricat materialul. Dar până la urmă a fost premiat, ca să spun așa, în loc să plătesc tunul. Da, același lucru am pățit și cu tata, dar sunt multe, astea le-am povestit eu. Da, da, cred că ne-am lungit puțin și altă temă, oricum. Tu numiți drache, da. Citiți, dacă vreți să știți mai multe, citiți Bărbați de 10 cu Marina Almășan într-un interviu de asta, holograf, atunci aflați mult mai multe despre inventatorul Iulian Horneț. Miron, după știința mea, marți apare un nou număr al publicației Cetățenii. Da, apare un nou număr, marți sunt chemat la juriul de onoare și disciplină al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Dar ce ai făcut între atât? Păi sunt putinist. Doar atât? Doar pentru asta? Da, pentru un comunicat al grupului pentru România, pe care l-am semnat și eu. Așa, și de acolo rezultă că sunt putinist. Pentru asta trebuie să fiu sancționat. Până acum nu m-a sancționat nimeni, nicio instituție a statului român, dar voi fi judecat pentru asta. Mă voi duce să acuz, nu să mă scuz, că n-am de ce să mă scuz pentru libertatea de exprimare. Dar tot atunci apare și numărul 160 din Certitudinea. Să-l prezint? Da, te rog, ca să... Hai să-l prezentăm pe scurt. Sus pe manșetă. Trăiască Europa Liberă, noul tribunal al poporului. Pagina 6. Deci este un material dur prin care Grupul pentru România și implicit eu suntem acuzați că până la urmă chiar de trădare. Că susținem... Până la urmă, apropierea, e vorba de comunicatul numărul 10, al numărul 9 al Grupului pentru România. În sfârșit, nu intru în amănunte, o să se citească în ziar. Un alt articol de pe manșetă îi aparține lui Ioan I. Brătianu. O să stăm la coadă cu gamela în mână ca să ne dea chinezii o mână de orez. Pagina 10. Și acum, trimiterile de pe coloană. Magda Ursache, să spui adevărul, a ajuns iarăși risc. Vom suporta scoateri din presă pentru delicte de opinie? Dumitru Ioncică, locuitorii din Carpați, strămoșii arienilor din India, episodul 3. Raportul lui William Jones despre sanscrită. Dr. George Coandă, colonizarea o crimă împotriva poporului român. Dan Diaconu, Băsescu este cel care a făcut posibilă existența catastrofei Iohannis. Profesor universitar Corvin Lupu, prădarea României în decembrie 89 în documentarul Grotele Vaticanului, ultimul episod, episodul numărul 5. Constantin 7 Giurgincă, fostul meu mentor din liceu militar, arhivele transcendente, pietrele miroului din Munții Buzăului. Asta a fost pe manșetă, Grupul pentru România, opriți recrutarea, sau nu știu dacă a fost, nu, n-a fost. Opriți recrutarea, este vorba de comunicatul numărul 11, opriți recrutarea și trimiterea de mercenari români în Ucraina. E vorba de un comunicat adresat președintelui României. Ioan Roșca, Rusia a fost dintotdeauna marele dușman al neamului nostru. Miron Manega, dacă am greșit, voi plăti pentru asta. Corvin Lupu, iarăși, profesor universitar Corvin Lupu. Comentatorul, se încearcă fără reușită
subminarea prestigiului GPR prin asocierea a doi dintre membrii săi cu Iudeocomunismul Internațional. Cei doi membri sunt Florian Colceac și Corvin Lupu. Șerban Popa, românii nu sunt un popor de milogi. Un alt articol, e vorba de articolul din Europa Liberă, pe care eu l-am supratitrat în felul următor. Trăiască Europa Liberă, noul tribunal al poporului. A murit, după cum știți, Ilie Șerbănescu. Am găsit de cuvință să le evocăm prin două materiale testamentare, mi s-au părut mie, publicate unul în numărul 1 al revistei Certitudinea și este o scrisoare deschisă către român, iar altul în 2019, în numărul 36, cred, un articol comemorativ dedicat lui Constantin Cojocaru după decesul acestuia. Să dea Domnul ca programul Cojocaru să fie o previziune și nu doar un ideal. Un articol al grupului pentru România dedicat lui Ilie Șerbănescu. Ilie Șerbănescu ne-a lăsat cu tenire deznădejdea sa. Urmează un articol, o pagină întreagă dedicată Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Sunt mai multe articole. Unul dintre ele se numește Despre Limbrici, o reluare a unui articol publicat în 2017 despre Uniunea Ziariștilor Profesioniști la momentul acela, când era puciul împotriva lui Doru Dinu Glăvar. Mai departe, Marin Neacu, totul pentru front, totul pentru Ucraina. Finul meu, Noghi Otilo Mihai, meditațiile unui secui, scroafa capitalistului ucide scroafa țăranului. Un articol preluat din Artemis, Mihai Cantuniari, cât de răi au fost cei buni, cei buni fiind americanii. O să vedeți acolo lucruri cumplite. Eu îmi văd după povestea unui exilat în care este vorba și de mine, acolo, de mine, de Doru Dinu Glăvan. Mai departe, articolul de pe manșetă, o să stăm la coadă cu gamela în mână să ne dea chinezii o mână de orez, articolul deci al lui Ion I. Brătian. Denis Vuican Peligrad, ultimii ani în România, lupta științifică și politică, episodul 2. Puiul Răducan, iată că îl public pe Puiul Răducan din nou după multă vreme, Ciolacu, unitatea de măsură a minciunii. Constantin Bejenaru Beco, o poezie a lui care se numește Poruncă divină. Titi Ciobanu, meritocrație militară și adormire socială. Radu Tudor Ionciclă, unul din semnalele actualului război din Ucraina, criza gazului din 2008-2009. Și în sfârșit am ajuns la ultima pagină, un articol al lui Miron Manega, al subsemnatului, mai bine șoșocar decât vânzător, mai bine mort decât trădător. E vorba de o parafrază la versurile imnului Golanilor. Mai bine activist decât mai bine huligan decât comunist, mai bine mort decât comunist. Și în sfârșit, ultimul articol de pe ultima pagină, poziția grupului pentru România față de modul în care a tratat Europa Liberă, mesajele transmise de Grupul pentru România, Federației Ruse și Republicii Populare Chineze. Cam ăsta este sumarul pe scurt. Și încheierea ta pentru această întâlnire este... Încheierea mea pentru această întâlnire este salutul meu de la început. Trăiască nația! Sus cu dânsa. Domnul Horneț și dumneavoastră. Eu am speranțe. Am speranțe în proiectul pentru alegerile parlamentare. Am foarte mari speranțe pentru că trebuie să ne gândim și la această grădină a Maicii Domnului, la viitorul copiilor, nepoților, strănepoților, dacă le mai lăsăm ceva sau îi lăsăm pribești prin lume. Dacă vor mai fi alegeri parlamentare, pentru că după cum evoluează lucrurile, nu este exclus să se declare stare de război. Și atunci rămânem în perioada asta cu ceea ce avem. Și decidenții au această gândire pentru a rămâne în continuare la putere. Da. Vă mulțumesc frumos, o săptămână cât mai bună. Doamne ajută! Doamne ajută!